Zeci de copii și tineri bolnavi de insuficiență renală cronică zboară în această seară spre Creta. Este vorba de bolnavi înscriși în Asociația Delia Grădinaru, condusă de deputatul clujean Emanuel Ungureanu. Dependenți de dializă sau abia trecuți printr-un transplant renal, tineri însoțiți de părinți sau frați pleacă astăzi spre o vacanță de vis. Este o combinație această tabără de suferință și recreere. Vor face 4 dializi acolo, au asistență medicală, ambulanța vine și ea de la hotel. Sunt entuziasmați, unii sunt pentru prima dată într-o tabără în viața lor, nu doar în afara țării. Unii zboară pentru prima dată în viața. Pentru mulți dintre acești copii, visul a devenit astăzi realitate. Măcar asta ne mai bucură, că restul, viața noastră, cum să vă spun eu, e scurtă, după spusele doctor, dar nu e adevărat, cred. Eu chiar aștept plecarea în Creta. Și, nu știu, mi se pare că e cea mai frumoasă experiență. În celelalte ediții m-am distrat extraordinar. Anca are o poveste mai specială. S-a alăturat asociației după ce mama ei a murit ca să o salveze pe ea. Dându-mi eu un rinichi ca să fac transplantul, i-a rămas una. S-a supra-solicitat și rinichiul a cedat și a intrat și ea pe dializă. Am încercat să o duc și altundeva decât în spitalele din Craiova. Să o aduc în Cluj, unde sunt condiții mult mai bune. Dar nu... ultima oară a și refuzat și... am murit în spital la noi în Craiova. Deputatul clujean Emanuel Ungureanu a explicat și de unde i-a venit ideea acestei asociații. A venit cumva în această poveste în care o fetiță așteaptă un transplant, rinichiul nu funcționează, se termină totul. Și am avut sentimentul că atunci când se termină orice speranță, trebuie să existe o asociație care oferă până la capăt un suport pentru acest grup. Acești tineri provin din zone diferite ale țării. Se întâlnesc de câteva ori pe an în tabere organizate de asociația din care fac parte și, uniți în suferință, încearcă să treacă peste durere și să se bucure de momentele petrecute împreună.